Scădere semnificativă a ratei șomajului în Olt în primele 5 luni ale acestui an. Acest lucru indică faptul că tot mai mulți olteni care sunt înregistrați în evidențele AJOFM Olt au reușit să se încadreze pe piața muncii. Luna trecută, numărul de șomeri aflați în evidențele agenției a fost cu 500 mai mic față de luna aprilie. La sfârșitul lunii mai 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.085 de șomeri, din care 3.268 femei, rata șomajului fiind de 5,47%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,81%, în această lună, acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,34 puncte procentuale. Cei mai mulți dintre șomeri nu beneficiază de ajutor financiar de la stat. Din totalul de 7.085 de persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, 787 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 6.298 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 5.729 șomeri provin din mediul rural și 1.356 sunt din mediul urban. Potrivit situației prezentate de AJOFM Olt, cei mai mulți olteni care nu reușesc să se angajeze au vârste cuprinse între 40 și 49 de ani. Sunt peste 1600 de persoane, iar cei mai puțini au vârste cuprinse între 25 și 29 de ani, adică 706 persoane.